Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Îndeși, poliția a rezolvat misterul dispariției unor mii și mii de suluri de hârtie igienică dintr-un depozit al orașului. Ai vrut să-mi arunci mie asta în brațe? Da. Da, e adevărat. E o preocupare mai veche de-a mea. Prețul hârtiei igienice mă îngrijorează exact. Tot mai tare. O să ajungem la ziare. Auzi, ai dezvoltat cumva o rețea? Nu, nu s-a imit. Băieții nu s-a imit, sunt pe cum propriu. Nu i-am trimis. Da. Bă, băiete, ce vremuri. Adică nu știm cum să transformă necesitatea într-o infracțiune. Da, exact, exact. Nu știm cum s-a derulat ancheta. Dar polițiștii au rezolvat. Uite că au șters în cele din urmă rușinea. Un caz care a absorbit multă energie. Cine face ua, ua, ua? Ua, ua, ua. Da, 5 hoți. Zi, Luca. Nu, ua, ua. 5 hoți au spart în mod repetat depozitul ăsta, îmi place. Deci l-au spart... De hârtie igienică ai nevoie să știi în mod repetat. Da, deci, au spart în mod repetat depozitul, notează Antena 3, de unde au sustras hârtie igienică în valoare de 220.000 de lei, bă, v-am zis că s-a scumpit? Băi, zis că e caterică. Dar ce-au mâncat, mă, hoții ăștia? Să știi că ești prietenilor, presupun. Am făcut calcul. Am pus 3 lei sulu, în principiu. Și Luca face din ochi stânga-dreapta. Băi, cât e sulu? Mă gândesc, stai să 3 lei sulu e de la ieftin. Un imediat. Rezultă peste 70.000 de sururi de HH. Mamă! Frățioare, 70.000 de sururi. Ce vremuri vin, prietene. Vezi că... Ce? N-ai calculat bine. Nu e bine. E foarte scump ce ai pus tu acolo. Deci sunt mult mai multe sururi. Mult, mult mai. Mai dacă îi dai roșie, ești nebun, e un aeroport. Ai luat de-aia cu așchii? Oștii pe aia roșie. Aia cu așchii. Dacă de-aia roșie fără tub la mijloc, da, da. E nenorocire. Și nu e în partea aia de lume, nu știu care o fi situația, dar oricum de aici băieții cred că au construit un hangar de-asta sau unei companii aeriene acum ca să pui atâta hârtie igienică, da. Îți dai seama? Eu am pus de-asta trei straturi, n-am luat de-aia digitală. Păi da, e, mă, e greu să cred că... Nebunit. Și aia de trei straturi, cea mai... Așa. Scumpă cu putință. Cât e? 4. Cât e sub? E sub 2 lei. Sub 2 lei? Băi, nu e adevărat. E aproape 2 lei, ceea ce oricum e enorm. Nu este adevărat. M-am uitat pe aplicații online. Te-au ars. Asta de 3 lei pe sur. Cred că ți-au... Spune hârtie igienică. Auzi? Nu vrei să mă ocupe de hârtia ta igienică. Nu, că aduci de aia cu așchi. Cred că ți-au plus un strat în plus și de asta te iei. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.